După parada de 1 decembrie, bucureștenii nu s-au dat duș acasă. Dornici de cumpărături și de mâncare bună, au mers la târgul de Crăciun deschis astăzi în Piața Constituției. Acolo, voia bună a fost la ea acasă. Moșul deja a trecut prin piață și a adus în capitală spiritul Crăciunului. Sute de bucureșteni au trecut pragul târgului de Crăciun din capitală, dornici să intre în atmosfera celei mai așteptate sărbători din an. Zeci de comercianți au întâmpinat cu decorațiuni de Crăciun și produse tradiționale românești. Familia Mihaiu, spre exemplu, vrea să învețe bucureștenii să cânte la fluier. Au zeci de modele la vânzare. Sunt foarte mulți ani de lucru. Tatăl meu, Arsenion, lucrează, încă mai lucrează, are vreo 85 de ani, de vreo 55 de ani și soțul cam face aproape 40 de ani. Măștile sunt o altă specialitate a familiei și cum iile au revenit la modă în ultimii ani, portul tradițional românesc nu avea cum să lipsească de la târg. Prețul unei ii pornește de la 150 de lei și, în funcție de încărcătura modelului și vechime, suma crește. Pânză de bumbac, cusută, cu mărgeluțe. Prețul nu e așa de exagerat. 800-1000 maxim. La noi prețul se negociază, să știți. Nu avem preț fix. Vizitatorii conștiincioși și-au făcut de acasă lista cu produsele dorite din târg. Chestii care simbolizează Crăciunul, cum ar fi globulețe sau mai multe decorațiuni pentru Crăciun. Bineînțeles, copiii vor tot timpul de la fiecare căsuță câte ceva. Și cum sesiunea de cumpărături provoacă foame, a urmat masa, iar oferta a fost îmbelșugată. Hai să începem cu niște cartofi săsești. Acolo am pus să mai fac o mămăliguță. Aici colegul meu, după cum vedeți, băgăm ciolanul pe țăpușă. Pentru dietă aveți ceva, doamnă? Pentru dietă o varză călită. Și o păstrămioară, că e de oaie și nu e așa grasă. Nici cei care țin post nu au fost uitați, chiar dacă produsele din carne au fost cele mai căutate. Fasole la ceaon pentru cei ce țin post e post, sarmale cu ciuperci la fel pentru cei ce țin post. Carne, cartofi de toate. Carne e baza, nu? Aia e baza. The Romanian traditional food is one of the best that I ever eat. In what I'm eating now, most I like is crânat. You know, it's very tasty. După o plimbare prin târg și o masă copioasă, un pahar de vin fiert merge de minune, cu portocale, gutui sau mere, după gustul fiecăruia. Un pahar costă 5 lei, iar o cană 15. Pentru bucuria copiilor, la târg a fost amenajat și un carusel ca în povești. Fac și noi și frumos. Nu am mai fost deloc. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult aici? Bradătăl. Cum e la târg? Foarte frumos. Numai ce am ajuns, așteptăm să ne dăm în carusel. Super frumos. E pentru prima dată când vin. N-am venit niciodată. Datorită la fată și la nepoată m-a scos. Printre vizitatorii târgului am dat și de o familie de americani. Au venit de 4 ani să lucreze în România și nu se mai dau duși. Le-a plăcut atât de mult încât nu au mai plecat. Copiii au început școala și grădinița aici. Eu sunt foarte mândră. Cum au făcut, cum fac rezist, cum fac marșul român, pentru că în fiecare dată este cu pace, este cu, nu știu, este cu mândrie, dar și cu pace. La mulți ani, România!